Liberalii au făcut pentru scrutinul europarlamentar o campanie inedită, mult diferită de cele cu care ne obișnuiseră. Au ieșit în stradă prin manifestări ample, au mers prin locurile aglomerate pentru a sta de vorbă cu oamenii și au comunicat des tot ceea ce au făcut. Pe final de campanie electorală, alături de candidatul de pe poziția a treia, au stat de vorbă cu mii de olteni din mai multe localități. Peste tot în țară, favorabilitatea față de Partidul Național Liberal este extrem de ridicată și oamenii așteaptă înfrângerea Partidului Social Democrat la aceste alegeri. Noi am fost peste tot în țară, în contact direct cu oamenii, nu am avut nevoie niciunde de protecția jandarmilor, nu am fost huiduiți. Dimpotrivă, oamenii au venit spre noi, inclusiv sâmbătă trecută la Iași, alături de președintele României. Mesajele transmise de ei alegătorilor au fost clare și au conținut de multe ori referiri la principalii adversari politici, ținta fiind, așa cum era de așteptat, Partidul Social Democrat și liderul său, Liviu Dragnea. Pe 26 mai trebuie să iasă la vot, trebuie să răspundă da la cele două întrebări de pe cele două buletine legate de referendum, pentru că așa cum vedem din 2016, românii ne-au transmis că vor o țară în care corupții să stea la pușcărie, o țară în care statul de drept să nu fie afectat de către o gașcă cocoțată în vârful guvernului României, o gașcă condusă de Liviu Dragnea. Oamenii lui Orban sunt convinși că la alegerile din acest an vor înregistra cele mai bune rezultate. Ei mizează pe calitatea umană și buna pregătire profesională a candidaților PNL pentru Parlamentul European. Avem nevoie în România de oameni precum Siegfried care să ne conducă. Și dacă Dumnezeu, și trebuie să se întâmple acest lucru, va face ca la un moment dat să reușim să demonstrăm că suntem buni la guvernare, avem nevoie de un om ca Siegfried care să conducă, pentru că nu cred că mai are multe lucruri de demonstrat pentru a arăta calitățile și bucuria de a face politică, pentru că este un om care tot ceea ce face, face cu zâmbet, cu eleganță, cu stil, cu tact, cu diplomație și cu responsabilitate. PNL Olt și-a propus ca la scrutinul de duminică să obțină 25% din voturile valabile exprimate de oltenii care aleg să iasă la vot. Conducerea organizației a susținut că targetul stabilit nu este deloc unul greu, chiar dacă Oltul este un județ catalogat drept un fief al social-democraților.